Data aceasta pe post de mesager, să știți, a unui scriitor care vă iubește, vă îndrăgește și ne iubește și pe noi. Lăsați-mă să citesc ceea ce a scris special pentru domnul Ciumara. Muncind cu drag ca toată țara, prietene Mircea Ciumara, un umorist de meserie ți-a scris o quasi poezie pe care și de data aceasta ne-o va interpreta nevasta. Pe vremea criptocomunistă, eu cu jumatea mea artistă legasem o prietenie cu tine și a ta Mărie. De ne întâlneam în câte o clipă, fumam o palincă și o pipă, iar de-ți duceam vreodată dorul, noi, împreună cu seniorul, ți-am vizitat adesea casa, pe o străduță din Băneasa, trei camere, plătite toate, pe care, neavând în spate vreun banchier de a-ți fi garantul, Ciumara și-a vândut trabantul. Dar a venit marea schimbare și te-am văzut la guvernare, cu firea ta macedofilă, ne-ai pus acize fără milă pe unt, ulei și pe slănină, pe vin, pe vodka, rasputină, pe portocale, pe banane, pe rufele din geamantane și pe tutun și pe răbdare. Iar de-ai putea, ai fi în stare să ne mai pui niște acize și pe chinezii din valize. Fumează-ți liniștit, luleaua, dar nu ne strânge rău cureaua. Eu știu că ai intenții bune și dacă semeni, cum se spune, cu Țepeș, Vodă și a lui Teapă, să nu ne tragi pe toți în țeapă. Fii generos, dă-ne speranțe, mai dă și artelor finanțe și cred că poate se cuvine să te împaci, să te porți bine, ca și cu firele mustății și cu ministrul sănătății. Iar vreun rival, dacă îți poartă vreun gând viclean, fii bun și iartă, precum ierta Mărinimosu, nemuritorul domn Coposu. Și acum când toți, să zicem unii, te cred zgârcitul națiunii, deși te știu macedonean, văzând ce greu dai câte un ban, te bănuiesc de scoțian. Salut, te pup, Maximilian, care ți urez de data asta, precum te îndrăgesc nevasta și cu cei doi frumoși copii, să fii iubit de femeii.